Tramvaiul Franței este cel de-al 20-lea mijloc de transport în comun, personalizat tematic în cadrul programului cultural Iași, orașul tramvaielor pictate. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Institutului Francez din România, cu ocazia aniversării unui centenar de la fondarea acestuia pe teritoriul țării noastre. Mă numesc Alex și Tramvaiul Franței reprezintă al 9-lea tramvai la care particip ca voluntar, deci vive la Résistance! Mă numesc Maria și sunt studentă la Facultatea de Vizualizare și Design în Iași și la specializarea Graphic Design. M-am implicat în acest proiect tocmai pentru că mi s-a părut o experiență interesantă, iar subiectul unul deosebit. Prin participarea la acest proiect am vrut să contribui și eu măcar puțin la imaginea Iașului ca oraș al tramvaielor pictate. Câteva cuvinte despre experiența în sine. Experiența a fost una deosebită. Am cunoscut oameni noi, foarte implicați, motiv pentru care îi respect. Iar ca echipă pot spune că am comunicat chiar foarte bine. Un sfat așa de final pentru generațiile care or să vină. Vă recomand, dacă veți avea vreodată posibilitatea să vă înscrieți la un astfel de proiect, să o faceți, pentru că nu veți regreta. Bună, sunt Anastasia, sunt studentă la specializarea design în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași și mă bucur că alături de o echipă minunată am putut să lucrăm la acest proiect pentru Tramvaiul Franței. Mă numesc Bogdan, sunt membru în Asociația Tram Club Iași de aproape un an și Tramvaiul Franței este primul proiect la care particip și abia aștept să fie introdus în circulație și să fie descoperit de către ieșeni. Salut, mă numesc George, sunt elev la Liceul de Arte UCA Băncilă Iași și din pasiune pentru tramvai și pentru pictură am ajuns să pictez primul meu tramvai personalizat cu o tematică foarte creativă și interesantă și mă bucur că am participat la el. Bună, sunt Celestin și am fost motivat să particip această activitate deoarece am văzut că în orașul nostru sunt foarte multe tramvai pictate și am vrut să fac și o parte din echipa care decorează acest tramvai. Bună, sunt Claudiu, este al 5-lea tramvai personalizat la care particip. Mi-a fost o plăcere să mă implic în acest proiect și vă aștept cu drag la prezentarea lui. În cei 11 ani de la debutul programului cultural Iași, orașul tramvaielor pictate, am avut onoarea de a lucra alături de peste 160 de artiști, fie că vorbim de artiști în formare, elevi ai Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași, studenți ai Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași sau studenți ai Facultății de Arhitectură Geme Cantacuzino. Sunt de asemenea bucuros ca și în cadrul acestui proiect, Tramvaiul Franței, să lucrez alături de o echipă tânără alcătuită din 8 elevi, studenți și absolvenți. Mulțumesc tuturor!